problemă cu iPhone 5. S-a închis când mai avea 9% din baterie. Când avea să deschide, face foarte discuția asta undeva, de foarte multe ori atunci când s-a disipat de baterie asta. Se închide instantan și nu vrea să deschide, ca să nu mai avea baterie. Deci, repet, s-a închis când avea 9%. Mai are 3% baterie.